Dar fiecare om, fiecare persoană care este iertată de Domnul Iisus trebuie să-i arate dragoste lui, în mod practic. Ea este un foarte bun exemplu pentru noi. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit pe noi mai întâi. Noi nu putem să îl iubim pe El fără să îi arătăm asta. Noi nu cunoaștem viața acestei femei. Biblia nu ne spune numele ei. Și doar ne spune că femeia aceasta era o femeie păcătoasă, imorală. Dintre voi care sunteți aici, care ați experimentat iertarea lui Dumnezeu în viețile voastre, puteți să ridicați mâna. Amen. Amen. Slavă Domnului. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Bărbatul acesta care nu a făcut lucrurile elementare pentru Domnul Iisus. În versetul 49 avem cuvântul acesta spus. Priviți în versetul 50. Dar Iisus a zis femeie, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Tată, în numele Domnului Iisus, suntem atât de bucuroși că suntem copiii tăi. Și chiar dacă nu ne-am văzut fizic, noi, Doamne, noi suntem uniți cu tine. Thank you for your word. Mulțumim pentru cuvântul tău. But it does not return to you void. Cuvântul tău de care avem atât de mare nevoie. I thank you for this opportunity. Și îți mulțumesc pentru această oportunitate. To be able to keep the word. Să avem posibilitatea să citim cuvântul tău. Please help us to be doers of your word. Dar ajută-ne, Doamne, să putem să împlinim în viețile noastre. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile spre mine și fericiți.